Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Inaugurăm un nou sezon, sezonul 2018. Sunt bucuroasă că am alături de mine o familie tânără și cred că o să am binecuvântarea din partea invitatului acestei ediții, părintele Elezeu Alexandru, alături de doamna preoteasă Sânziana Lezeu. Sărut dreapta, părinte! Bună seara, bine v-am găsit la această emisiune care, după cum știm, ține de 11 ani și la rândul meu, cu voluntariat, pe lângă binecuvântare, doresc să vă adresez și sincerele mele felicitări, pentru că, uite, de 11 ani reușiți să construiți o emisiune frumoasă și știm că lucrurile trainice necesită foarte mult efort, suflet, pe care dumneavoastră îl puneți și dăruire, pe care dumneavoastră necondiționat o puneți pentru binele nostru, al tuturor, al romașcanilor, aș spune. Bine ați venit în emisiune, doamnă preoteasă. Bine v-am găsit, mulțumim frumos pentru invitație. Trebuie să vă spun că doamna preoteasă este fiică de preot. Este vorba despre părintele Anghel de la Vulpășești. Am filmat acolo, am fost foarte onorată și cu mama învățătoare acolo. Am participat la niște emisiuni grozave, cu fanfara de la 10 prăjini, cu expozițiile la școală, cu foarte frumos. Dar poate mai reînnodăm, mai lăsăm să treacă timpul. Părinte, dar când a trecut 11 ani, părinte, pe lângă noi, așa, trece timpul, dar nu lăsăm să ne preseze și să-și pună amprenta. O cunosc pe mama dumneavoastră, sunt foarte încântată. Felicitări, doamna Liliana, pentru așa copil și mai ales dăruit într-așa o cum să-i spun, părinte, o misiune. Este preot este misiune în ziua de astăzi. Nu știu dacă ar trebui să fiu, nu să fiu dură. Am o vârstă, sunt și eu mamă. Întrebarea să fie dură în sensul că un preot în ziua de astăzi, când lumea este altfel, părinte, când lumea are alte valori, dar dumneavoastră mă puteți contrazice. Uh-huh. Doamnă preoteasă, discut cu părintele întâi, pentru că e mai aproape de mine, ca să nu mai dispară emoțiile. Sunteți atât de tânăr, sunteți preot misionar, mi-ați spus, adică nu aveți o parohie, sunteți profesor de religie la școala Mihai Eminescu. Da. Trebuie să vă mulțumesc oficial pentru invitația care am avut-o la 15 ianuarie. Ne bucurăm că v-ați alăturat nouă. Sărbătorind poetul nostru național, Mihai Eminescu, unde ne-am simțit foarte bine și a fost așa ca într-o familie. Chiar că, doamna directoare a dumneavoastră, felicitări și dumneavoastră și dumneei că ne mai amintim de lucrurile astea. După mine ar trebui să fie facultate în care se predea numai Eminescu. Da. Foarte frumos, părinte. Profesor de religie la școala Mihai Eminescu. Preot misionar, ați spus că sunteți la Melchisedec? Da, capela din cadrul Fundației Melchisedec. Aici la noi în Roma. Da, cea din oraș, exact. Da. În spatele Liceului Teologic Episcop Melchisedec, acolo unde funcționează și grădinița Melchisedec. Da. Este o capelă și, bineînțeles, slujești la Catedrala Arhiepiscopală din Roma. Părinte, în ziua de astăzi, rolul preotului în societate, rolul soției, doamna preoteasă în viața socială, a unui sat, a unui oraș. Păi în vremea când eram eu copil, nu mai spun câți ani, deși nu mi-este rușine, cine erau deștepții satului? Doctorul, preotul, învățătorul. Acum satele nu mai sunt satele de altă dată, modernismul, cum ar trebui să ne comportăm? Cum ar trebui? Eu am avut un preot duhovnic în vârstă, Dumnezeu să-l odihnească. Cum să vin la un preot atât de tânăr să mă destăinui cu păcatele mele? Cum priviți dumneavoastră lucrurile? Dați-mi voie să vă zic că mi-aș dori și cred, am o certitudine că și preoții din ziua de astăzi sunt la fel de învățați ca cei din trecut,
sunt la fel de bine ancorați în problemele societății, probleme actuale pe care le dezvoltă societatea de astăzi. Și din totdeauna misiunea preoției a fost una grea. Nimeni nu a spus și nimeni nu spune și nu va spune, cred, niciodată, că a fi preot este ceva ușor. Este o misiune destul de grea atât timp cât tu, ca persoană, ca om, ca preot, îți iei angajamentul și devii un facilitator între Dumnezeu și om, devii un moralist convins și, după cum foarte bine a spus și dumneavoastră, prin familia pe care fiecare preot o are, devii un argument viu în fața enoriașilor, a oamenilor, a apropiului nostru, prin ceea ce tu reușești să construiești zi de zi. Preotul și, cu precădere, familia preotului este și ar trebui să fie un model pentru celelalte familii. Pentru că este considerat, așa cum foarte bine a spus și dumneavoastră, punctul zero al unei comunități. Preotul este cel la care ne raportăm zi de zi fiecare dintre noi. Și da, totodată v-aș spune că nu contează, cred eu, foarte mult tinerețea pe care o are preotul atunci când tu, ca și creștin desăvârșit, ești conștient că de fapt intri în legătură cu Dumnezeu. Și preotul nu poate fi decât acel facilitator între Unsul lui Dumnezeu, cum spunea mama, corect, pe pământ. Corect, între Dumnezeu și așa ne învăța mama, bunicile noastre. Am prins o etapă a vieții în comunism când nu ne nimeni. La țară mai nu ne... Adică am fost autodidact în ceea ce... Dumneavoastră predați acum religia în școli. Sunt puncte de vedere pro și contra cu religia în școli și... Absolut. Din punctul dumneavoastră de vedere, doamnă preoteasă, să mă adresez dumneavoastră acum. Părintele sigur are ideea dumnealui de a se preda religiile, că e normal, trebuie să-și susțină. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ca mamă, ca soție, este greu? Cum vedeți misiunea părintelui de a preda religia în școală? Cum vedeți dumneavoastră? Nu mai îndrăznesc să vă întreb cum ați reușit să fiți preoteasă. Că nu este ușor. Simplu, un certificat de căsătorie. Nu, numai atât, părinte. S-a semnat un certificat de căsătorie în prima fază, după aia nu, am fost hirotonit preot și... În tinerețea noastră nu era atât de importantă, așa vedeam eu când eram copil, căsătoria civilă, căsătoria religioasă în fața lui Dumnezeu. Că ce-a unit Dumnezeu, omul să nu desfacă. Greu. V-am bulversat. Nu m-ați bulversat. Greu nu este. Este foarte frumos. Eu am fost crescută în maniera asta. De mică am trăit. Eu văd ca un dar de la Dumnezeu să fiu aleasă, să fiu preoteasă. Și sunt foarte mândră. Încerc să-L susțin. Îl susțin din spate. Sunt omul din umbră. Și sunt foarte mândră că am lângă mine un trimis al lui Dumnezeu. Nu este numai soțul meu. Este omul care atrage oamenii, alți oameni, către Dumnezeu. Foarte frumos. Oameni și copii. Că lucrează foarte mult cu copiii. Aveți doi copii. Da. Un băiețel. Și o fetiță. Care este mai mare? Băiețel. Băiatul împlinește 8 ani acum în martie. Să vă trăiască. Andrei, iar Sara are 3 ani și 4 luni. Sara Elena. Nume biblice, părinte. Da. Și Vechiul Testament și Noul Testament. Am încercat noi să facem așa o sinteză. Sunt doi copii minunați. Să știți că orice familie se împlinește prin copii. Știți poate mai bine ca mine acest lucru. Și darurile pe care Dumnezeu ni le-a hărăzit, ni le-a dat nouă, s-au împlinit prin nașterea acestor doi copii. Poate tind să devin subiectiv sau să fiu subiectiv, dar sunt niște copii minunați. Sunt niște copii care întăresc o casă, întăresc moralitatea din interiorul unei case. Și nu sunt de acord cu cei care afirmă că pentru a nu divorța hai să facem un copil sau nu divorțăm pentru că avem un copil. Nu cred că ar trebui în contextul zilei de astăzi divorțul și copilul să aibă vreo legătură.
copiii nu pot decât să întărească o casă, copiii nu pot decât să transmită o stare de bine, de fericire, de bucurie, nu pot decât să te responsabilizeze pe tine ca persoană și atunci, în momentul în care ești responsabilizat prin venirea unui prunc în casa ta, nu mai are ce căuta în discuție sau în cuvintele tale pe care le adresezi zi de zi unii altora, decât cuvintele te iubesc, sunt mândru de tine, sunt fericit că sunt astăzi cu tine. Părinte, da, cum spunea că am avut în emisiune, așa cum spunea și dumneavoastră, de 11 ani, psihologi și am avut preoța, cum spunea o domnișoară psiholog, lumea de azi este modernă. Familia de astăzi trebuie să se adapteze la modernism. Așa este și noi, părinții, da, trebuie să ne adaptăm. Este absolut necesară adaptarea la ziua de astăzi. Poftim, vă rog pe dumneavoastră, acum și pe doamna preoteasă, să-mi argumentați cum să ne adaptăm, părinte, internetul, accesul la atâtea și atâtea lucruri lumești, care unele sunt... Internetul este extraordinar de bun. Internetul este o sursă de informare a elevului. Astăzi, profesorul este, ca și preotul, aș spune eu, și revin la legătura strânsă dintre școală și biserică, știm cu toții că școala a apărut în pridvorul bisericii. Și automat este o legătură, absolut, este o legătură puternică între școală și biserică. Astăzi, profesorul nu mai este un totem, este un facilitator, îl ajută pe elev să caute informația în diversele surse din care el se poate inspira. Și internetul este o sursă extraordinar de viabilă și de bună pentru a căuta informație. Îmi place să le spun elevilor mei următorul lucru. În momentul în care mergem să vizităm Sibiul, dau un exemplu. Mergem un grup de 40 de elevi. 20 dintre ei vizitează muzeele, 20 dintre ei vizitează cafenelele, terasele. Amândoi, sau toți cei 40, au vizitat Sibiul. Care pleacă mai luminat și plin de cunoștințe din acel loc? Bineînțeles, cei care vizitează muzeul. Așa și internetul are capcanele lui. Sunt nenumărate. Dar și pe internet poți găsi diverse surse de informare care sunt corecte și viabile. Și bineînțeles, în contextul de astăzi, în care copiii sunt digital nativi, în care tehnologia atinge cote inimaginabile, noi, toți ceilalți din societate, trebuie să ne adaptăm acestor cerințe noi. Și cu precădere, profesorul trebuie să se adapteze unui alt stil și unui alt mod de predare. Este necesară schimbarea mentalității în cadrul profesorilor, să știți acest lucru. Și adaptarea și, de ce nu, aprobarea noilor cerințe și noilor metode de predare. Și de asemenea, ca să merg mai departe, cred eu că este necesară în ziua de astăzi poate și o readaptare a preotului în contextul zilei de astăzi. Doamna preoteasă, cel mare... Are telefon? Are. Nu are telefon. Cel mare nu. Are acces la telefon? Are acces la telefon, are acces la internet. Dar noi, ca părinți, zic că am avut puterea să-l învățăm și să-l sfătuim unde este limita. Dintre bine și rău, la cât a accesat internetul și cât nu. La informațiile folositoare lui la vârsta asta. Va veni momentul când va avea nevoie de un telefon. Noi suntem exemplu. Suntem fiecare dintre noi cu telefonul. Dar l-am învățat că nu îl folosim ca să ne jucăm sau ca să stăm de vorbă strict cu cineva sau... Este util, înțeleg, sunt de acord, urmărit, mai ales în zilele noastre, sunt atâtea capcane, sunt atâtea lucruri care... Bineînțeles, deci limita răului se oprește. Băiatului îi place foarte mult, caută foarte multe informații. Deci el are și foarte multe cărți, îi place să citească. Dar sunt momente când citește foarte multe de pe internet. Fetița cât are? 3 ani și 4 ani. Dar sunt convinsă că digital așa... Da, cum, digital nativ, vă dați seama, este obligativitate. Cum vedeți rolul bunicilor în familie, acum
din 6 nepoți, mamaie, da. Mănuș, nu pupa pruncul, nu-l îmbrățișa, nu-l atinge pe cap după naștere. Uh-huh. Sunt de acord. S-au schimbat lucrurile. Da? Eu vorbesc din... Uh-huh. Întotdeauna îmi place să mă dau exemplu pe mine. Respect tinerii care își cresc singuri. Așa m-am învățat băieții singuri, copiii. Ajutorul bunicilor să fie din umbră. Da. Este, părinte, diferență? Cum ați crescut dumneavoastră și cum vă creșteți? Ați atins un punct extraordinar de sensibil. Dar suntem într-o emisiune, da, despre familie. Despre familie. Și e important opinia dumneavoastră. Este un punct extraordinar de sensibil din ce perspectivă. Vă vorbește un om care a simțit din plin dragostea bunicilor. Sunteți orășani? Sunt din Roman. Bunicii mei, Dumnezeu să-i odihnească, au locuit în Roman. Și dacă am deprins tainele cititului... Ambii bunici. Dacă am deprins tainele cititului, le-am deprins poate cu ajutorul lor. Dacă am cunoscut calea bisericii, am cunoscut-o cu ajutorul bunicii mele. Ea a fost cea care m-a educat în acest sens. Bunica maternă. Bunica maternă. Cea care și-a dedicat mare parte a vieții ei, crescându-mă și educându-mă pe mine poate mai mult decât pe alți copii educați de alți bunici sau părinți, în spiritul acesta creștin. Era singurul? Bineînțeles, singurul nepot, da. Părinții au avut rolul esențial, dar uitați că ne izbim de o altă problemă, cea a timpului. Ei lucrând, având servicii amândoi, vă dați seama că bone nu existau pe atunci și bunica era sacrificiul suprem. Și iată că și noi astăzi recunoaștem rolul bunicilor în creșterea copilului. Recunoaștem că dragostea pe care o oferă un bunic este necondiționat mai mare decât dragostea pe care ți-o oferă părintele tău. Și aș spune eu, siguranța, chiar n-a face mici prostioare a copiilor, este clar primită din partea bunicilor. De aceea consider că legătura dintre nepot și bunic, dintre părinte, bunic și nepot, pentru că ar trebui creat aici un triumvirat din punctul meu de vedere, este una esențială. Știu, acum sunt foarte multe voci care spun că bunicii... Strică nepoții. Că bunicii peste noapte reclădesc ceea ce educă un părinte. Și noi, poate, uneori ne-am izbit de această problemă și lăsându-l în vacanță, după vacanță l-am găsit un pic mai rebel, pentru că îi se permitea orice. Nu. Se poate crea un triumvirat bun și am avut parte, sau din partea bunicilor, o libertate totală. Important este cum îl faci tu pe copil să înțeleagă această libertate. Da, chestia cu soacrele, doamnă preoteasă. Noi ne înțelegem. Soacrele de azi sunt moderne, sunt mai tinere, nu mai sunt bunicile de altă dată. Noi ne înțelegem foarte bine cu soacrele. Cu mamele, cu soacrele. Mamele, soacrele. Da. Noi sunt mame, nu sunt soacră. A punctat foarte bine soția mea. Fiecare dintre noi avem două mame. Prin unirea noastră în fața lui Dumnezeu am mai câștigat o mamă și un tată. Să știți, ăsta este sentimentul unanim în familia noastră. Iar acum, legat de bunici, dați-mi voie să completez. Eu cred că sunt unele cazuri în care bunicii ajută foarte mult. Ajută foarte mult, nu se compară altă răbdare au bunicii, bunicele în general, că la ele sunt altă răbdare au cu nepoții, poate decât părinții, au avut cu copii. Că în multe cazuri lucrează părinții 8-12 ore pe zi și vin acasă nebuniți, obosiți. E, alta este răbdarea cu care bunica își trazează nepotul. Dar nu depinde de noi timpul care îl... Nu depinde, dar trebuie să ne adaptăm și să alergăm odată cu timpul. Nu stă timpul în loc pentru noi, pentru copii, și ne adaptăm. Alergăm cu el, și noi și copiii.
Și încercăm pe cât posibil să prioritizăm relațiile din cadrul familiei. Serviciul, timpul petrecut cu copiii, timpul petrecut în familie, timpul poate petrecut cu prietenii și așa mai departe. Mai sunt prietenii în ziua de astăzi, părinte, când lumea în care trăim, că toți spun lumea în care trăim, lumea e lume de când lume. Da. Dar cine o face? Noi oamenii, mai sunt prietenii? Cu siguranță mai sunt prieteni. Prietenii, din punctul meu de vedere, este reflexia ta într-o oglindă. Ceea ce oferi, primești înapoi. E, câteodată mai primești câte un bombărânac. Bineînțeles, dar asta nu trebuie să ne descurajeze. Asta nu ne face decât să luptăm mai abitir în a câștiga o prietenie. Prietenie se consolidează în ani. Durează mult până să consolidezi o prietenie. Dar am certitudinea că prietenia nu a murit. Am certitudinea că omul de lângă tine care vrea să-ți facă bine încă mai există. Am certitudinea că aproapele tău încă mai este în acest context chiar al nebunesc al lumii de astăzi. Am certitudinea că mai există prieteni. Legătura cu școala, legătura cu școala, părinte, acum predați, facem abstracții că predați religie, pentru mine, ca om, ca bunică, mamă, cum să o luăm în ordinea așa, școala este a doua familie, învățătoarea mea, diriginta mea, după ani și ani de zile, învățătoarea mea, doamna Margareta Cojocaru, o îmbrățișez cu drag, mi-a pus pixul în mână, nu uit momentele astea, m-a învățat să scriu, că așa ne educa mama. Trebuie să-ți respecti omul care te-a învățat să scrii, doamna învățătoare. Diriginta mea din liceu, profesorii care i-am avut, au fost pentru mine modele. Da. În ziua de astăzi, părinte, mai avem modele. E bulversat, vedeți, este atâta, nu ne mai ascundem, recunoaștem că este sistemul este valoric, este oarecum clătinat. Spunea, nu știu dacă nu undeva, într-un grup la dumneavoastră, la școală am auzit pe cineva spunând că învăț să cos, să țes. Că așa trebuie să ne păstrăm tradițiile. Dar trebuie să învăț să manevrez calculatorul, viitorul. Exact. Este atât de mare diferența dintre școala care am făcut-o eu și astăzi. Cum ar trebui să ne adaptăm? Școala este a doua familie. Pentru mine, așa mai există astăzi modele în școală, mai sunt, vedeți, este violență, părinte, mai este. Nu facem acum... Ce ar trebui să facem? Noi astăzi sunteți ca preot și un psiholog, din punctul meu de vedere. Există într-adevăr niște tendințe mai accentuate în contextul actual spre violență, dar cred eu că tocmai acesta este și rolul profesorului de religie în școală. S-au introdus de asemenea de câțiva ani psihologi școlari care consiliază elevii în diverse probleme. Dar să nu uităm că după 1990, când religia a început să prindă contur și predarea religiei s-a făcut în școli, preotul a fost sau profesorul de religie a fost poate primul psiholog în rândul elevilor. Este esențial să nu uităm acest rol al profesorului de religie, primul rol acela de psiholog. De asemenea, cred eu că este necesară poate o mai mare implicare din partea părinților. Dar aici factorii sunt foarte, foarte mulți și unul dintre ei ar fi, într-adevăr, ne confruntăm cu această problemă plecarea lor în exteriorul țării. Pentru a închega familia, pentru a oferi poate un sprijin financiar familiei, uite că, din păcate, distanța aceasta nu duce decât la destrămare. Și copiii simt nevoia unui părinte în interiorul lor. Vă rog să mă credeți că foarte mulți dintre elevii pe care i-am avut sau i-am privesc profesorul ca pe un părinte. Este grav ceea ce spun eu.
Este frumos, este ideal să privești tu ca elev profesorul ca un părinte, pentru că profesorul trebuie să fie un model, profesorul trebuie să fie un lider. Poate ești obligat să-l privești... Formator de opinie. Formator de opinie, exact, să-l privești ca pe un model. Dar, din păcate, foarte mulți dintre elevii de astăzi privesc profesorul ca pe un părinte pentru că nu au părinți alături. Este greu. Este foarte greu. Și atunci profesorul își continuă și rolul de tată, și rolul de mamă, și rolul de pedagog și este totuși necesară și aici o regândire a întregului sistem de valori în privința plecării părinților în exterior. Statul trebuie să-și facă datoria. Societatea în care trăim are alte valori. Sunt conștientă de lucrul ăsta. Mai ales în România, când am fost atât de bulversați. Dumneavoastră, profesia este de farmacist. Da? Mă gândesc, cum spune părintele, la cel... Vorbim de clasele 1-4, să spunem. Dar și cei de 5-8. Și acolo. Și chiar și la liceu, să știți că sunt probleme. Totdeauna tânjeam când vedeam că tata mai avea câte o dispută cu mama, în sensul cum percepeam noi. Deși eram mărișoare, 13-14 ani, ne gândeam așa, zic, problemele erau și atunci. Neajunsuri, neînțelegeri, dar mărturisesc întotdeauna, am crescut într-o familie și într-o iubire desăvârșită, cu dragoste, cu bunici, pentru familie, pentru om. Dumneavoastră, că părintele a atins punctul plecarea, cum ar trebui, din punctul noastră, ce ar trebui să facă o mamă, o femeie, pentru lucrul ăsta, să nu mai plece? Ce ar trebui să facem noi? Cum? Poftim, se uită la noi și ne spun, ce vorbesc doamnele astea aici, sau cum ne-o mai fi zis, știți că mai sunem, cel sătul nu-l crede pe cel flământ, nu au probleme, nu, probleme sunt peste tot. Dar mai știu că un lucru, ochii care nu se văd, se uită. Toate familiile sunt fericite în același fel și sunt nefericite în modul lor unic, să știți. Nefericirea este unică, în cadrul fiecărei familii. Așa avem noi un motto Papa Ioan al romano-catolicilor, da. Cum vedeți, doamna preoteasă? Nu judecăm pe nimeni, nu aducem niciun afront nimănui. Nu judecăm pe nimeni. Rolul mamei într-o familie. Rolul mamei, orice mamă eu cred că ar trebui să-și susțină, să-și iubească, să-și încurajeze copiii, să învețe să-și iubească familia. Ea este un exemplu pentru familia ei, pentru copii, pentru soț. Și ar trebui de acolo din umbră, oricât de greu ar fi. Că nu este ușor nimănui, nici o mamă, nici o bunică, nici o soție. Nu este ușor, dar trebuie să învățăm să susținem din umbră și copiii și familia. Să-i ajutăm să treacă mai ușor peste probleme. Cum, dacă sunt atâtea uneori, atâtea lipsuri într-o familie? Dar lipsuri sunt peste tot. La orice nivel. În orice familie și la orice nivel. Când totdeauna vrei mai mult sau... Pe planuri diferite. Poate pe planuri diferite. Dar cu toții avem lipsuri. Pe toate planurile. Este grav când lipsește fericirea și dragostea într-o familie. Atunci este grav. Important. Lipsurile materiale pot fi substituite. Uneori. Deși știu că poate e puțin probabil să fiu înțeles, însă oricât de greu ar fi într-o familie, eu cred că se poate depăși această stare de greu, această greutate, doar fiind uniți. Dezbinați mai ușor. Știți, am rămas surprins când acum 2 ani de zile, un copil de clasa 1 își dorea de Crăciun părinți, să vină părinții acasă, iar un elev de-al meu de clasa 12-a, pentru că am predat perioada și la liceu, îmi spunea că îi este dor să-și mai audă părinții certându-se. Era greu când erau acasă și se certau, dar acum îi este dor să-i mai audă măcar certându-se. Nu-și văzuse părinții de mai bine de 2 ani de zile. Tot la fel plecați în afară, rămăsese cu o mătușă.
ce este grav. Este extraordinar de grav ceea ce se întâmplă în contextul actual. Am văzut-o ca preot, cea securitate, am văzut-o ca profesor. O văd acum poate și ca director adjunct de școală, că observ că din 100 de elevi, 70 sau 60 au părinți plecați în afară. Suntem obligați să facem aceste statistici și de la unul în alta nu se schimbă, decât în sens negativ. Părinte, dar până la urmă sabia este în mâna noastră, ca să spun așa. Nu înțeleg, adică încerc să înțeleg și acea familie. Este valoarea noastră, care este felul în care trăim, în societatea în care trăim. Dar până la urmă nu de noi depinde. Ce s-a întâmplat în viața noastră? Cum vedeți dumneavoastră ca tineri? Că eu pot să spun, eu sunt mulțumit așa. Mă mulțumesc mai puțin. Așa am fost crescut. Da. Am fost crescut în... Am avut... Dar știți ce am avut, părinte, cel mai mult? Am avut dragostea părinților. Cele mai fericite vacanțe. Cred că am fost, repet, cu riscul de a repeta, cea mai... Ultima generație fericită alături de familia alărgită. Da. Părinți, bunici, rude, cu ajutor. Adică am prins... Cum vedeți dumneavoastră? Trebuie să recunosc că am fost ispitiți ca familie tânără să luăm calea străinătății. Am avut cel puțin două oferte de a pleca în străinătate și de a lucra poate în meseriile noastre. Am refuzat. Am refuzat categoric, bineînțeles, după ce ne-am consultat. La noi în familie se fac consilii. Și să știți că și pe cei mici am învățat să implicăm în aceste consilii. Familiile răgite, socrii? Nu, familia mică, mă refer eu, soția și copiii. Facem astfel de consilii, am învățat și pe ei și nu de puține ori am auzit din partea băiatului chiar lucruri la care nu ne așteptam, chiar idei foarte bune, chiar idei de pus în practică. Și am refuzat acest lucru. Am refuzat acest lucru pentru că avem dragoste de țară. Eu nu cred că această țară este pierdută. Eu cred că această țară are un viitor. Eu cred că această țară are un viitor frumos. Și eu cred că acest viitor nu suntem decât noi și sunt copiii pe care noi îi formăm în această mentalitate. Eu sunt conștient, tocmai de aceea m-am implicat și împreună cu soția în proiecte sociale. Tocmai de aceea ne-am implicat și în proiectele acestea culturale. Sunteți actori. Sunt actor, bineînțeles. Încă încerc să o conving pe soția mea să se alăture trupei de teatru, dar atunci cine ar mai sta cu cei mici acasă. Da, ne-am implicat cu drag în acest proiect cultural. Teatrul chiar este, e curios de acum, un preot și actor și preot. Da. Actoria, teatrul, este un act de cultură. Este un act prin care tu dăruiești oamenilor din jurul tău ceea ce Dumnezeu în fond ți-a hărăzit. Dumnezeu mi-a dat acest dar. Eu nu pot să fac nimic altceva. Eu nu trebuie decât să-l înmulțesc și prin darul acesta să bucur pe ceilalți oameni din jurul meu. Sunt dator să-l înmulțesc acest dar. Nu-l pot opri. Nu-l pot sfârșia și nu-l pot omorâ. Orice dar pe care îl primim de la Dumnezeu, suntem datori să-l înmulțim, să-l facem să fie cât mai benefic în sprijinul tuturor celorlalți, care în fond și la urmă îi formează aproapele nostru. Nu este ușor ca în fiecare seară de luni să ai câte un spectacol, nu este ușor pentru că acel spectacol implică foarte multe repetiții. Și atunci când repetițiile sunt după 8 ore de serviciu, atunci când repetițiile sunt între serviciu și necesitatea de a-ți petrece timp în familie și cu familia ta, nu este deloc ușor, dar aici trebuie să recunosc că este un sacrificiu imens din partea soției. Și o înțelegere în același timp. Și o înțelegere extraordinară, da, mă încurajează în tot ceea ce fac, cum la rândul meu încurajez în tot ceea ce întreprinde. Și suntem uniți, nu mai este nevoie de multe ori să vorbim, ne înțelegem din priviri, chiar în momentul în care luăm o decizie asupra copiilor, din priviri,
Este, totul se formează așa ca și o prietenie adevărată în timp. Pentru că suntem de ceva timp împreună, din liceu, ne cunoaștem. Fost împreună la același liceu, la Roman Vodă, și în liceu ne-am cunoscut. Când ați spus proiecte sociale, este implicată și doamna preoteasă? Întotdeauna, în toate proiectele pe care le întreprind, este implicată și soția mea. Chiar și în cele de la școală. Inevitabil o implic, pentru că o parte mare din munca pe care o fac, o fac acasă. O fac și acasă. Și atunci este cel mai bun sfătuitor al meu. Este omul pe care mă bazez atunci când mă împiedic. Atunci când poate nu mai am idei, atunci când poate cred că nu mai pot merge mai departe, este cel care mă ajută cu un sfat, cu o vorbă. Mă împinge uneori de la spate. Ăsta este rolul esențial, cred eu, și al soției. Doamna preoteasă, cum ar trebui să ne comportăm? Acum, dumneavoastră, sunteți farmacist. Este cumva legat această meserie și de partea medicală. Ce ar trebui să facă o mamă copilul ei, cu copiii ei? Cum ar trebui să, în lumea asta, încerc să aflu de la dumneavoastră ideile generației dumneavoastră, a copiilor mei, învăț și eu să mai comport, să mai domolesc. Cum? Când? Cred că am să mai iau un bobârnac, dar mi-asum. Și până la urmă, ăsta e rolul emisiunii. Mame cu țigări în mână. Mame indecent îmbrăcate. Este libertate. Ok, sunt de acord. Nu sunt limite. Cum să-i spun eu copilului meu nu fuma, nu bea, dacă eu nu sunt un exemplu? Cum vedeți? Știți, discutam acum și am vrut să spun că este foarte simplu. Noi, ca și familie, am realizat că nu avem nevoie de bunuri materiale pentru a fi fericiți. Avem nevoie de susținere. Dar dacă sunteți bune. De susținere. Dacă de sunt. Susținere, de iubire și de respect. Atât timp cât noi ne iubim și ne respectăm, ne susținem. Ăsta este exemplul pe care noi îl dăm copiilor noștri. Asta am învățat noi de la părinți. Am fost crescuți în maniera asta. Cum spunea și dumneavoastră, familie, iubirea din familie. Știți, respectul, dragostea. Spunea mama și bunicile, am avut bunicile, bunica paternă, am stat în aceeași curte, familie, cu verișori mai, care aveam copii mai mari ca mine. Deci o familie foarte mare și numeroasă, de creștini, bine împământeți. Și bunica, nu înțelegeam atunci când bunica îmi spunea și mai ales să nu dispară iubirea pentru Dumnezeu. Eram și eu copil, nu mi-închipuiam cum ar fi Dumnezeu. Și tot spuneam, bunică, cum adică să nu dispară iubirea pentru Dumnezeu? Că noi nu făceam religie atunci. Este un lucru esențial să nu dispară iubirea pentru Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este însuși iubire, iar iubirea este în interiorul unei familii și în momentul în care iubirea este acolo, Dumnezeu este acolo. În momentul în care dragostea, respectul, Dumnezeu este în mijlocul unei familii. Să nu uităm că prin taina căsătoriei, Dumnezeu devine parte a acelei familii. În momentul în care îl uităm sau îl îndepărtăm, automat apar tot ceea ce înseamnă probleme. În momentul în care îl ținem în interiorul nostru, nu știu dacă vreodată modelul suprem al iubirii de aproape, Mântuitorul Iisus Hristos, a adus ură în mijlocul cuiva. Nu, el a adus iubire. Și consider eu că cel la care ar trebui fiecare dintre noi să ne raportăm este modelul suprem, este Mântuitorul Iisus Hristos. Tindem cu precădere în contextul actual să ne raportăm la alți oameni. Să ne raportăm la veniturile lor financiare. Să ne raportăm la ceea ce fac ei. Să ne raportăm atât la cei buni cât și la cei răi. Dar uităm că trebuie să ne raportăm la supremul pe care îl putem avea ca model, ca mentor, ca, de ce nu, ca lider, la Iisus Hristos. El întotdeauna a îndemnat la pace,
la iubire, la dragoste, la aceste coordonate care nu fac decât să ne bucure pe fiecare dintre noi. Să ne respectăm între noi. Exact. Este liber arbitru, părinte. Da, avem... Exact. Respectăm, așa ne spunea tata, dacă vecinul crede într-o ceapă, bineînțeles, trebuie să-l respectăm, așa, corect, să nu-l judecăm, să nu-i facem rău. Exact. Cum este viața într-o familie de preoți? Așa, într-o... Cum este viața, doamna preoteasă? Pentru că sunt anumite rigori într-o familie de preoți. Repet. Sunt, dar fac, sunt, sunt, dar fac parte din viața noastră. Anumite legi, mult spus, rigorile astea ne fac viața mai frumoasă. Ne un preot postește, un preot este model, un preot este un formator de opinii, este părinte, este profesor. Da, dar un preot nu obligă pe nimeni. Un preot sfătuiește, ne sfătuiește și pe noi ne învață de ce este bine, dar este și tânăr, noi să ținem post. Este un preot, are altă conotație în ziua de astăzi. Persoane, cum sunt și ar trebui? Persoane în vârstă care nu pot ține post. Deci nu contează vârsta. Totul ține din inima noastră. Totul pleacă din sufletul nostru. No. Sfătuiește, fii un model pentru cel de lângă tine. Asta te face să fii și un coordonator bun. Postul este un act de voință, clar. Și îmi place să spun și le-am spus tuturor și o mai spun și în predicile mele. Postul de la diverse alimente este esențial. Ați văzut că este și bine gândit, sunt 4 mari posturi peste an și sunt esențiale. Chiar pentru organismul nostru, că nu poți mânca numai carne și automat este nevoie. Dar haideți să postim de răutate, haideți să postim de invidie, haideți să postim de egoism. Uităm, din păcate, chiar noi, de multe ori, cei care suntem poate creștini adevărați, creștini desăvârșiți, creștini practicanți, uităm să postim de aceste lucruri. Și cred eu că mai important decât postirea de alimente, diverse alimente, care este esențială și v-am spus și de ce, nu, este mai importantă această postire. Și automat, preotul este, care trăiește o senzație incredibilă, care trăiește niște emoții incredibile în momentul în care oficiază Sfânta Liturghie. Nu poți ca preot să nu tremuri când pui mâna pe potir. Nu poți ca preot să nu tremuri când îl ții în palmă pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Trăiești niște emoții incredibile și automat atunci devii un model pentru cei din jurul tău. Și ajungând la copii, îmi spunea de ună zi un părinte de copil că nu știe ce să mai facă ca să-și convingă copilul să citească. Copilul lui, deși este în clasa a 6-a, nu citește deloc. Și l-am sfătuit ca în seara care urmează să ia el ca părinte o carte în mână și să citească. Și poate mâine, poimâine, copilul văzându-l că citește acea carte, poate va reuși și el să ia din plutere puterea exemplului. Puterea exemplului. Și vorba, absolut. Cum spuneați dumneavoastră, post sau chestiile astea care privesc, dar faptele noastre, părinte, exact. Respectul pentru om, exact. Respectul pentru soție, respectul și invers, dragostea pentru copii, respectul pentru părinți. Asta trebuie să fie necondiționat. Faptele, până la urmă, sunt cele care ne marchează nouă statutul de om. Bineînțeles. Și dragostea, să știți că de multe ori prin fapte se arată. M-a mai întrebat cineva cum ca preot în casă tu speli vase sau faci curățenie. Preotul este preot până la ușa apartamentului sau a casei. Dincolo este tată și soț. Și dragostea față de soție, față de copii, ți-o exprim și prin participarea la treburile casnice. De ce nu? Un tată își arată dragostea față de soție prin faptul că spală vasele, prin faptul că face curățenie, chiar limitându-ne la aceste treburi casnice. Lecții cu... obligatoriu, lecții cu cei mici. Când copilul este bolnav. Bineînțeles, prin faptul că schimbă scutecele copilului,
Prin asta îți exprim dragostea față de soție. Deci este o schimbare de mentalitate, da? Știți că da, bineînțeles. Trebuie. Este obligatorie. Este obligatorie. Este obligatorie. Altfel, nu cred că o familie ar putea exista fără a împărți chiar și aceste treburi casnice. Vă dați seama. Nu cred că ar exista. Este egală femeia cu bărbatul? Cum poate fi egală femeia cu bărbatul atât timp cât femeia dă naștere de prunci? Da, există o egalitate. O egalitate puternică, dar până la naștere de prunci, acolo se oprește totul. Acolo femeia devine mamă, acolo femeia devine simbol al martirului, acolo femeia devine, știu eu, exemplu puternic al Fecioarei Maria. Pe lângă faptul că v-am spus eu când am vorbit la telefon, o să mai facem emisiuni. A trecut timpul așa repede. Dar pe lângă faptul că sunteți o familie de preoți și tineri și astea, ascultă muzică preotul? Bineînțeles că preotul ascultă muzică. Muzica ce este altceva decât tot un act de cultură, nu? Este o exprimare a unor sentimente interioare în diversele ei genuri. Da? Și să știți că preotul ascultă muzică. Preotul ascultă muzică de calitate și preotul ascultă, că a mai fost întrebat de multe ori chiar de elevii mei. Da, de ce nu? Preotul ascultă și muzică rock. Muzica rock este tot o exprimare a unor sentimente. Dar muzica rock adevărată. Da? Ca acum au existat sau există tendințe de, știu eu, exprimare în diverse moduri a unor neclarități sau curent, în concepțiile curent lor, a celor care formează aceste lucruri, poate uneori puierile, dau naștere unor lucruri care nu sunt totuși în concordanță cu muzica rock, să zicem. Astea trebuie lăsate la o parte. Trebuie să identifici, trebuie să ai o cultură și să identifici muzica de calitate pe care de ce nu o poți asculta. Dacă ar fi să ascultăm muzică, doamna preoteasă, pe dumneavoastră vă întreb de data asta. Sigur, părintele muzică, să spunem așa, din respect, religioasă, deși mă abțin. Ce ar trebui să dedicăm dumneavoastră, familiei dumneavoastră, noi, care alătorii emisiunii, soacre, mamei soacre, și ce melodie ar trebui să vă dedicăm noi, deci, și romașcanelor? Eu recomand să dedicați Power of Love, Jennifer Rush. Puterea dragostei. Da. Puterea dragostei, să rog colegii mei cu Jennifer Rush. Da, într-adevăr, Jennifer Rush este o apreciere. Dar melodia o cântă și Eva Kish, dar vă respect dorința dumneavoastră. Părinte, vă mulțumesc. Doamnă preoteasă, vă mulțumesc. Sunt convinsă că am fi putut discuta mult și o să mai discutăm. Puterea exemplului, părinte, la dumneavoastră, la școală, felicitări pentru tot ceea ce faceți. Vă mai așteptăm la noi la școală, ați văzut și acolo suntem o familie, cum suntem și la teatru, cum îmi place să cred că suntem și cu cei dragi nouă. Vă mulțumesc încă o dată, vă transmit mulțumirile mele pentru că ați avut timp. Așa. Felicit încă o dată părinții, socrii, pe doamna Liliana. Și noi vă mulțumim. Toate cele bune, dragi romașcani. Ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc multă sănătate și nu închei până când nu spun, aveți grijă de familia dumneavoastră. La revedere! The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel